De ce ai, ai tăcut două zile? Nu am tăcut două zile. Asta a fost miercuri seara. Tu vinerei. Și noi vineri am avut emisiunea internetul grăiește. Ai așteptat până la emisiune? Nu, n-am așteptat. Bineînțeles că eu am fost îndată contactată de cei de la PAS și noi am avut o discuție cu Natalia înainte de asta. Eu am spus, Natalia, dar voi sunteți sigur că voi vreți să vă asumați pe Nata Albot? Eu nu, nu mă prea înscriu în tiparele echipei voastre. Voi sunteți cominciori, busuioc de icoană, nu vă băgați în scandaluri, nu atacați concurenții, poate doar la laiba așa e mai, mai obrăznicus, dar în rest voi păstrați o anumită imagine pe care vreți să vă construiți și voi veniți la mine și îmi propuneți să mă alături aceste echipe. Voi doar înțelegeți că eu nu sunt așa. Voi sunteți gata să vă asumați acest lucru. Da, suntem gata. Voi pe mine mă apărați dacă se întâmplă ceva Da, o să te apărăm Deci eu eram cumva în, 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 în conștient că chiar dacă ceva și-o să răsară Oamenii vor vrea să intre în esență, să cunoască ce a fost Și își vor da seama ca și cum au fost zeci de cazuri până acum Sirienii, mai doar inteligența artificială Câte au mai fost până acum lansat. Idor nu s-a lăsat în hora asta absorbiți. Ei o ținut, ținut atitudinea asta fake, nemernici, goniți, trebuie goniți, nu vă sustrageți, noi avem focusul nostru. Eram sigur că așa va fi și de data asta. Care a fost reacția pasului în momentul în care a apărut informația? Panică. Da, mie, de altfel mie mi s-a cerut să nu ies cu nicio declarație. Eu, din cât înțelegeam, ei vroiau să cerceteze situația, să se adreseze acolo, să vadă într-adevăr a existat ceva, n-a existat ceva, ca să poată să iau o decizie bazată pe argumente. Nu că ne place nouă de nata sau că nu ne mai place de nata. Și eu bănuiam că ei aveau nevoie de acest timp. Eu, din moral, nu putem face lucrul ăsta, dar acolo există o echipă de oameni care, dacă se întâmplă o situație de criză, cum au mai fost și după mine, tu ce faci? tu zici, ia stați un pic și noi nu știm de la cine vine informația asta, uitați-vă la dânsul, sărăcuțul. Ia îmi vedem, care e situația acolo, ia îmi sunăm, îmi scrim unde mers, ia îmi ți ne dăi un răspuns. Eu așa credeam că vor demara lucrurile. Și la un moment dat, mie mi s-a cerut să ies eu cu declarații. Și eu am zis, și? cu cui să dau eu replică? Asta e? Uitați-vă la dânsul, el e un eu nu dau replici la cercare eu am platforma mea. Voi dacă vreți, ieșiți, declarați și vreți voi acolo declarați. Dar eu am platforma mea, eu acolo am să ieși, acolo am să răspund. Atât. Și până la urmă ai dat replică. La mine în emisiune, da?